Bună ziua și bine ați venit la o nouă ediție a podcastului Viața pe Contrasens. Astăzi vom vorbi cu un actor care are peste 80 de roluri, noi am numărat 100 de roluri, el nu știe însă câte a jucat, dar a interpretat roluri, a interpretat partituri actoricești memorabile, răsplătite cu premii și nominalizări atât în țară cât și în străinătate. Invitatul meu la ediția de astăzi a podcastului Viața pe Contrasens este actorul Richard Balint, unul dintre cei mai iubiți și apreciați actorii ai Teatrului Regina Maria. Bine ai venit, Richard! Bine v-am găsit! Și mulțumesc că de la repetiție ai venit direct în studio pentru a răspunde invitației mele de a participa la acest episod al podcastului meu. Cu mare plăcere! Richard, noi te știm ca actor. Spune-mi, te rog, cum arată Richard Balint dincolo de scenă, în viața de zi cu zi, cu sau fără mască și ce face el? Întotdeauna fără mască. Nu mi-a plăcut măștile nici în teatru. Și ce fac eu, fac ce face orice om obișnuit. Adică am pasiuni, am familia, am rog. Nu sunt cu nimic diferit de un om de pe stradă, să zic. Teatrul e un loc de muncă, nu un templu, cum zic unii, sau mai știu eu ce o chestie. Vorbind de pasiuni, care sunt acestea? Multe. Din păcate și... Sau din fericire? Nu, din păcate, pentru că mă împrăștiu în toate și nu fac nimic cum trebuie, ca să zic așa. Adică de la fotografie, la agricultură, la făcut muzică. Na. Sunt multe și de-aia zic că nu am timp de toate. Teatrul mă ocupă 80% din timp și nu, chiar nu am... scule de făcut muzică, de exemplu, pe care nu le-am mai pornit de vreo 2 ani. E de înțeles, noi știm că viața unui actor este foarte plină și intensă. Spune-ne acum cât de bine și cât de autentic ți-ai jucat rolul în viață până acum. Foarte autentic. De fapt, n-a fost un rol. Cum am spus, nu-mi plac măștile. Sunt cine sunt, nu m-am schimbat, adică asta pot să o spună oamenii care mă cunosc de mai multă vreme și nu joc un rol, nu, sunt un om. Un om care are efervescență pe scenă, dar foarte modest în viața de zi cu zi, prin atitudine și prin felul de a fi. Așa te percepem noi, cei care te cunoaștem. Dacă însă ar fi să interpretezi un personaj din viața publică, știu eu, cunoscut sau necunoscut, nu are importanță, care ar fi acesta și cum l-ai juca? Nu știu. Nu mi-am făcut niciodată planuri în ce privește ce aș vrea să joc, ce piesă mi-ar plăcea, ce personaj, ce... nu mi-am făcut niciodată planurile astea, dar pot să spun că am interpretat un personaj real, da? Un preasfințit de prin Moldova, un anume, nu știu cum îl chema, că din câte țin minte colegii lui de la teologie spuneau Cornilă, pentru că nu era chiar omul lui Dumnezeu. Și e cel cu scandalul din Moldova, cu homosexualitatea în mănăstiri, cu, era ceva, arhiepiscop, ceva de genul ăsta, episcop de huși, ceva de genul ăsta. Da. Pe el l-am interpretat în... Tai, ce lapsus am. Un spectacol al lui Andrei Șerban, Spovedania la Tanacu. Așa. Da. Și acolo îl jucam pe acest episcop. Deci și se pare că l-am interpretat destul de bine, pentru că după premieră am primit din partea unui coleg, fost coleg de la facultate, fost coleg de facultate al acelui arhiepiscop, deci de la un alt arhiepiscop, am primit cadou un engolpion episcopal. Real. Real stuff. Dar din viața Oradiei, care ar fi persoana pe care ai putea să o interpretezi, fie că o ironizezi, fie că o interpretezi așa cum este, fidelă, fidel caracterului, temperamentului? Te-ai gândit vreodată? Uite, nu. Sau fie că te enervează, fie că îți place în mod deosebit? Nu.
Chiar nu m-am gândit la asta. Poate că dăm idei acum după ce ascultă cine... Nu, că nu sunt, nu, nu mă pricep la... Adică actor, dar chiar la chestia asta să imit anumite personaje, chiar nu mă pricep. Adică am colegi care o pot face cu succes, eu nu mă pricep, nu mă bag. Cine știe, poate dăm idei unui regizor și o să te pună în rol de, știu eu, primar sau prefect sau mai știu eu, poate altă persoană cunoscută. Nu, adevărul e că nici nu am studiat foarte mult, că nu mă interesează, așa că n-am ce să imit la ei. Că... Spunem, noi știm că există foarte mulți actori care au performat ca persoane publice. Cât de bine te pregătește această profesie sau profesia în general pentru viața reală? Nu știu, chiar nu știu ce să răspund. Nu știu, eu, de exemplu, n-aș fi pregătit să devin o persoană publică, bănuiesc că te referi la politicien sau mai știu ce. Avem, îl avem pe principele Radu Duda, care știm că a fost... Hai să nu deschidem subiectul, da? Hai, actorie deja de prost gust, nu e ok. Așa, da, nu știu ce să spun, nu știu dacă te pregătește sau nu, nu m-am gândit niciodată la aspectul ăsta, adică nu m-am gândit nici să intru în politică, nici să devin nu știu ce. Eu sunt bine cu actoria, la locul meu nu... Studiind facultatea la Cluj, evident că pe fiecare într-un fel sau altul ne-au modelat studiile, ne-au modelat facultatea. Pe tine cum te-a pregătit ca să fii pe scenă, de exemplu? Păi, în primul rând, eu am crescut într-un oraș mic, în Cugir. N-am avut tangențe cu teatru de niciun fel. Nu exista așa ceva. Adică nici în Alba Iulia, care era municipiul județului Alba, nu exista teatru decât teatru de păpuși. La Cugir veneau foarte rar. Deci, practic, eu cu teatru n-am avut nicio tangență. Faptul că am intrat la teatru a fost ceva... Nici acum nu mă duminesc cum am intrat și de ce. Ce a reușit să scoată facultatea de mine a fost disciplina, adică nu să scoată, să bace în mine. Un pic de disciplină, pentru că eram destul de zbăpăiat. Și în al doilea rând m-a scos dintr-o timiditate de aia urâtă de tot, adică eram îngrozitor de timid. Îngrozitor de timid. Nu mă puteam exprima în public absolut deloc și asta, problema asta încă o mai am și acum. Adică nu-mi place să vorbesc în public, în afara teatrului. Nu mă simt confortabil, nu-mi place. Nu. Deci cumva facultatea a ameliorat defectele astea sau lipsurile astea, să zic așa. Și practic pot să spun că nu neapărat în facultate am învățat meserie, cât am învățat în primul teatru în care am lucrat, în Teatrul Municipal din Baia Mare. Acolo am fost un an de zile actor. Practic acolo am învățat teatru cu adevărat. Direct pe scenă, înconjurat de actori, de mașiniști, de tot ce înseamnă un teatru. Îți mai amintești emoțiile primului spectacol și care a fost acesta? Păi primele spectacole au fost în facultate, practic. Dar... Spectacolul de lansare? Spectacolul de lansare la ce? În lumea actoriei? Nici mai știu. Cred că a fost ceva spectacol de poezie la Baia Mare. Da, ceva spectacol de poezie de Eminescu, care mie nu-mi place de nicio culoare. Și acolo a fost totală lipsă de emoție. Adică ce putea? Ziceam o poezie, plimbam un brad prin scenă, după aia intram cu o lumânare și la revedere. Adică era ceva de neprivit. Deci primul spectacol n-a fost o lumină. Chiar n-am avut emoții. Adică nu... Nu, au fost spectacole, într-adevăr, la care am avut emoții, unde aveam, pur și simplu, începeam spectacolul, eram singur pe scenă în fața unei cortine și, practic, începutul spectacolului depindea de mine. Dacă eu, cum să zic, greșeam bucata aia, se putea duce de râpă tot restul. La teatru nu e ca la film, că hai mai tragem o dublă, dacă ai făcut o greșeală, păi să rămână la revedere, asta e... Da. Exact cum se întâmplă în podcastul de astăzi.
pe un tânăr care fie că e actor sau începe acum să intre în această profesie, cum l-ai îndemna să-și depășească această timiditate și aceste emoții pe care spui tu că le-ai avut și pe care cu toții le avem? Și eu sunt o fire emotivă, deși nici eu și nici alții cu siguranță nu credem despre tine că ești o fire introvertită sau o persoană care ar avea emoții și trac când e vorba de a vorbi în public. La fel spun și despre mine. Oamenii însă în spatele acestei dezvoltări există exact, totuși, da. Există nu știu dacă timiditate, dar multă emotivitate în cazul meu, în cazul tău, și spunem cum i-ai ajutat ca să își depășească această minus. Nu știu că i-aș putea ajuta, pentru că nu știu cum am depășit-o eu până la urmă. Chiar nu-mi dau seama unde am făcut trecerea de la fostul eu la actualul eu. În ce privește emotivitatea, timiditatea, chiar nu-mi dau seama. Adică m-am gândit la chestia asta, dar nu, chiar nu-mi dau seama, nu mi-aduc aminte. Am foarte puține amintiri din facultate, mi-am dat seama. Foarte puține. În schimb, ai din liceu, ne spuneai că ai avut coșmaruri. Da, din liceu. Poate ni le spui ca da, să le știe liceu, și alții da. Care de astăzi sunt da. În preajma bacalaureatului. Da. Cum ne-ai spus în pauză? Da, ce spuneam, că uneori am coșmaruri că trebuie să dau din nou bacalaureatul. Mie nu mi-a plăcut niciodată școala. Am vrut să scap de ea cât mai repede posibil de aia. La 16 ani m-am lăsat de liceu și m-am angajat în fabrică. Am continuat școala la Seral, care era, nu era școală, adică hai să fii serios, era ceva, ce să zic, am făcut mici târguri cu profesorii ca să nu mă țină la ore, că chiar după 8 ore de muncă în fabrică nu mai ardea mie de matematică, fizică și mai știu eu ce. Și cumva mă duceam la sfârșitul anului, dădeam câte o teză, mă mai ascultau pe la limbi străine sau mai știu eu ce și îmi dădeau note de trecere, ca să zic așa. Și la bacalaureat m-am dus foarte lejer, pentru că știam că nu o să-l iau și chiar nu mă interesa, sincer. Deci eu aveam slujba mea în fabrică, nu mă întreba nimeni de bacalaureat acolo. Eram deja calificat, deci nu aveam niciun fel de problemă. Și totuși am luat și bacalaureatul. Dar și ăla a fost așa, la limba română, da, acolo eram ok, fusesem și olimpic în 9-10, la istorie la fel, deci cu alea eram în regulă. Partea nasoală a venit la fizică. Trebuia să dau bacul din fizică. Eu cu științele exacte întotdeauna am fost la pământ și la fizică am avut noroc că aveam o vecină de bloc, era chiar în fața mea în bancă și m-a lăsat să copiez de la ea. Altfel nu treceam, deci nu, fără nicio discuție. Și acolo am luat, cred că 6 sau ceva de genul ăsta, nu știu, o nebunie. Spune-mi, în contextul actual, cât de importantă este cultura în viața de zi cu zi? Pentru cine? Pentru oameni în general? Pentru oameni în general, pentru noi toți. Ar trebui să fie importantă. Nu pot să spun cât e de importantă. În Oradea, de bine de rău, avem public la teatru. Deci, din punctul ăsta de vedere pot spune că pentru oamenii de aici cred că e importantă. Am avut perioade triste în care am suspendat spectacole în dragi, adică eram mai mult pe scenă decât în sală. Asta atunci după ce m-am angajat eu la Oradea. Au fost câțiva ani în care efectiv mergeam în cap. Și ce crezi, ce crezi că a schimbat în mentalitatea colectivă? Ca să fie astăzi sălile pline. Nu știu ce s-a schimbat. Știu sigur când a început să vină lumea la teatru. A început să vină la teatru după ce am început să jucăm Scripcarul pe acoperiș. A fost asta chiar în anul în care ne-am mutat din nou în teatru, care fusese în reparații vreo 5 ani de zile. Și până atunci jucaserăm la Casa de Cultură a Sindicatelor, cu nenorocire. Deci, cred că și locul ăla a fost în mare parte responsabil de pierderea publicului, pentru că nu era pentru teatru, ce să mai... Era îngrozitor. Și în momentul în care ne-am mutat din nou în teatru și am scos la scenă un spectacol bun, a venit și publicul. Practic... Și de atunci am crescut, zic eu, adică... Chiar a mers din ce în ce mai bine.
practic e vorba de calitatea actului. Da, e vorba de calitate, e vorba de locul în care se desfășoară actul artistic, pentru că nu se poate face artă, cultură în mizerie. Adică se poate, da, dar nu e același lucru. Deci... Unii oameni nu înțeleg nici în ziua de azi și vorbesc de ăștia suspuși, care nu pricep care e faza cu cultura, dar se bagă. Deci taie în stânga, în dreapta, dar habar n-au cum se face un spectacol, n-au participat niciodată la un spectacol, dar ei își dau cu părerea. Asta mi se pare siderant, nu știu. Tu ai jucat și în puburi, ai jucat și spectacole pe stradă. Care au fost mai apreciate dintre spectacole? Cele pe care le joci acum în teatru sau le-ai jucat de-a lungul timpului în teatru sau cele în puburi? Că știm că există și se practică o cultură a teatrului de pub, de exemplu, că acolo merg mai mulți tineri, că acolo merg, se simt oamenii mai relaxați sau știu eu. Când am început să facem... Avem asociația asta, Arte Motion, când am creat-o cu Sebi Lupu și cu Mirela Niță Lupu, am mers tocmai pe ideea asta, hai să facem altceva decât la teatru. Hai să nu fie peretele ăla, al patrulea perete între noi și public, hai să spargem peretele ăla de-al naibii de perete și hai să jucăm printre oameni, cumva. Deci cine știe spectacolele noastre de pub, știe că noi nu stăm undeva la o măsuță și le vorbim de acolo. Nu, noi ne plimbăm prin public. Spectacolele sunt spectacole de teatru, dar sunt foarte, foarte interactive. Adică publicul are voie să reacționeze la modul că poate să ne pună întrebări în timpul piesei, poate să comenteze, poate nu ne supărăm, noi răspundem. Deci așa sunt făcute piesele, pe super interactivitate. La teatru nu se prea practică chestia asta. Și am încercat, de exemplu, sunt câteva spectacole în care aș putea să fac chestia asta la teatru și am și făcut-o, dar acolo există... Publicul are genul ăsta de, nu știu, cum să-i spun, respect? Super respect de asta, așa, dacă îi te adresezi direct de pe scenă, îi pui o întrebare, așa, nu răspunde. Practic e asemuit cu un templu, nu? Ne-am dus acolo, suntem... Da, adică cât vorbește popa, noi mucles. Dar nu e așa, adică, măi, dacă spune actorul că poți să vorbești, vorbește, că nu e nicio problemă. Da, sunt un pic timorați, așa, nu știu. Poate că este și o teamă de ridicol, nu? Și asta se poate, da, să nu râdă cei din jur, și asta e o prostie, așa. Ei, asta e diferența dintre spectacolele de la teatru și spectacolele din pub. Ce am câștigat cu aceste spectacole din pub a fost că am reușit să aducem în teatru public, care altfel ne-a și spus, băi, eu n-aș veni la teatru, că nu-mi place, frate. Nu m-am simțit niciodată bine. Nu am fost niciodată la teatru. Și după ce ne-a văzut odată în pub, a zis, bă, asta se întâmplă, adică asta e faza. Da, mă, asta. Păi vin la teatru atunci. Au venit. Deci am adus foarte mult public la teatru. Din pub. Interesant. Da, din pub. Oameni care n-au călcat niciodată prin teatru până atunci. Dacă nu ai fi actor, ce altceva ți-ar plăcea să faci? Să șofez. Am permis de profesionist, am condus camion și dacă n-aș fi actor, m-aș întoarce pe camion. E mai antrenant? E mai... Nu e mai... Nu știu. Am așa o plăcere și de a călători. Nici nu știu cum să explic. Adică eu mă simt foarte liniștit la volan, nu obosesc, pot să conduc 24 de ore lejer. Adică am făcut Oradea, nordul Franței în... Nu știu, am plecat pe la 12 noapte în Oradea și am ajuns a doua zi pe la 4 dimineața, condus aproape non-stop. Adică am făcut o pauză prin Austria în care nici n-am dormit. Am stat un pic, așa vreo oră, am stat pe scaun și pe aia am condus în continuare. Deci am o predispoziție de asta pentru șofat, să zic așa. Mă simt bine acolo. Acolo ești tu cu tine. Da. Spune-mi dacă viața te-a pus, figurativ vorbind, vreodată în situația de a intra pe contrasens. Și aici mă refer la a lupta împotriva unor mentalități, a unor ce spune lumea și dacă ai fost în situația de a face compromisuri. Nu te văd un om al compromisului, dar viața uneori... ne obligă. Uneori trebuie să faci compromisuri pentru, adică de dragul celor apropiați.
eu am fost întotdeauna o oaie neagră, să zic așa, nu neapărat a familiei, a societății în general. Rocker în anii 90, da, când toți rockerii erau cică sataniști, am avut și episoade în care am fost, nu știu din ce cauză, se răspândiseră niște povești prin oraș, o doamnă directoare de la liceu ne-a scos pe mine și cu încă un prieten de-al meu în careu și am fost dați exemplu negativ. S-a spus în fața sute de elevi, să nu vă împrieteniți cu ăștia, sunt sataniști, Dumnezeu, că nu știu ce. Nu, era o nebunie, după 90 cu religia și cu asta era ceva, Doamne, așa. Și în general am fost împotriva curentului, adică nici cu autoritatea nu să zic, nu te-ai împăcat bine. Nu m-am împăcat bine, adică, când spunea cineva să nu fac ceva, făceam la de-al dracului, adică nu știam eu multe, da. Dar, mă rog, la un moment dat trebuie să te liniștești, trebuie să zici, băi, asta îmi vine să fac, aș spune, că și pe Facebook. Multă lume mă apreciază pentru că sunt foarte direct și spun lucrurilor pe nume. Pe de altă parte, Vicky, soția mea, mai dăm peste mâini la tastatură, nu mai scrie aia, nu mai șterge, șterge acum. Da. Mă rog, înțeleg și pe ea că, na, câteodată mai bat și câmpii, nu știu, problemă, da. Da. Recent ai jucat alături de Robert, fiul tău, rolul de tată, exact ca și în viața reală, însă în spectacol erai tatăl unui copil aflat în depresie, unui copil deprimat. Cât de reală este această poveste și dacă are un substrat real acest rol? Povestea în sine din povestea din spectacol nu e reală. E o ficțiune. Acum, dacă mă întrebi dacă cumva am avut aceleași probleme cu Robi, într-un fel, da. E un copil care a crescut, adică cum să, n-are frați, n-are surori, da? Cred că e un copil singur la părinți. Noi avem programul pe care l avem. De multe ori trebuia să stea singur. Noi eram de multe ori plecați prin turnee, nu puteam să-l luăm cu noi și așa mai departe. Și cumva chestia asta și-a pus oarecare amprentă asupra lui. Adică e, și el e destul de introvertit. A avut ceva perioade, mai ales cu toată pandemia asta, când au stat închiși în casă atâta vreme și numai cu calculatorul la nenorocit și cu, așa, fără să vezi oameni, fără să... să interacționezi cu alți copii, să poți să ieși de jos, să mai știu eu ce, a avut o mică depresie, să zic eu, adică ne-a și spus chestia asta. I-a spus el singur că vrea să meargă la psiholog și, da, a fost, am vorbit cu el și înainte să-l lăsăm să joace în spectacolul ăsta, chiar ne-am gândit foarte bine dacă e ok sau nu. Pentru că în cazul de astea, având și vârsta asta, are 13 ani, e într-o perioadă mai dificilă, mai fragilă, mai dificilă și rolul e greu și spune acolo niște chestii și se întâmplă unele lucruri și chiar ne-am gândit să nu cumva să-i accentueze, știu eu dacă are vreo predispoziție la așa, să nu-i accentueze chestiile astea și... sau dimpotrivă să-l vindece de tot, adică să-și dea seama, să conștientizeze ce se întâmplă în piesă și să se vindece de tot, adică să fie foarte ok. Ei bine, e foarte ok, am avut discuții cu el și în timpul repetițiilor și după premieră și el ne-a spus foarte clar, nu vă îngrijorați, eu știu cine e Nicolas, eu nu sunt Nicolas. Asta m-a liniștit, adică e clar, știe să facă diferența între ficțiune și realitate, nu e o... e ok. Din păcate, tot mai des vorbim de, până acum vorbeam de depresie la adulți, acum vorbim și la adolescenți și chiar mai grav la copii, da. Din păcate. Tu ești un familist convins, din câte știm noi, cât de greu este rolul de tată și cel de soț? Măi, nu e greu deloc. Nu e, adică, e ceva natural, cumva, cum să spun, de când am cunoscut-o pe Vicky, totul a mers... natural. Nici nu știu ce să zic. Și de când a apărut Robi, e vorba aia, stresul, vai de mine, avem un copil, ce ne facem? O să-l creștem bine, ce o să facem? Doamne, mai bine nu-l făceam. Nu, n-a existat așa ceva. Adică de când a venit prima oară, de când l-a adus acasă de la maternitate, ziceai că e acolo de nu știu când. Am învățat pe parcurs lucruri, ne-am descurcat cum am putut, na, erau niște vremuri și atunci...
Dar per ansamblu, dacă stau să mă gândesc așa, chiar nu e niciun stres și nu e nicio luptă și nu e un efort să fii tată și soț. Nu știu, E cel puțin ceva eu așa mă absolut simt. natural, cum ai spus. Multe dintre persoanele publice din România, inclusiv președinți de țară, da, au anumite probleme de exprimare. Tu, ca un oarecare orator sau actor, ce sfaturi le-ai da pe această linie și ce crezi că ar trebui să știe ei înainte de a ieși pe scena vieții? Știu că e o zonă care nu te interesează în Nu mod mă deosebit și interesează și poate că nu, nici n-ai nici eu nu sunt ascultat confortabil discursuri. cu, ți-am spus, nu sunt confortabil cu vorbit în public dacă nu sunt la teatru, adică chiar nu. Eu gândesc mult, dar ce ajunge la gură se E filtrat. segmentează, se filtrează foarte tare și am tendința să fiu telegrafic. Am în cap tot ce am de spus, dar pe gură ies pip, 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 scurt, pa, da, e un defect și asta. Așa că nu știu dacă aș putea eu să le dau sfaturi ăstora care vorbesc prin tribune și așa. Eu cred că sunt conștienți și ei. Dom'le, dacă știi că o să devii președinte de țară, îți iei un, nu știu, un logoped, sunt specialiști în comunicare care pot să te învețe niște chestii. Nu pot să le dau eu lecții acum, nu știu. Mă gândesc că aia ar trebui să facă. Adică, așa ar fi normal. Când privești înapoi, cum privești? Cu bucurie sau cu regrete? Cu bucurie. N-am regrete, adică chiar nu. Am făcut la un moment dat niște alegeri în viață care s-au dovedit a fi cele corecte, deși la prima vedere erau dezastruoase. Adică în momentul în care m-am lăsat de școală și m-am angajat în fabrică, toată lumea a zis: vai de capul tău, de ce o să-ți, vai de mine, ți-a nenorocit viața. Ești vai de mine și de mine. E, uite că nu mi-am nenorocit. Adică într-o lună de zile în fabrică mi-am luat calificare la locul de muncă, am devenit la 17 ani, eram electrician, bobinator cu diploma în mână, ca să zic așa, n-a trebuit să fac 4 ani de liceu pentru asta, că și acolo eram la electrotehnic. După seral, după ce mi-am dat bacalaureatul, am mai stat un an, mi-a venit hârtia pentru armată. În timp ce toată lumea fugea de armata aia ca de dracu, eu primul am fost. Când mi-a venit hârtia, direct la birou m-a dus. A zis: aici sunt pregătit, luați-mă. Ia, și atunci toată lumea a zis: băi, nu, ce ești prost, du-te la facultate, ce ești nebun, cum să pleci în armată? Ei, ia, na, mă duc, ce să... Și m-am dus și în armată. Adevărul e că la facultate n-aș fi dat, cum am urât eu școala din tot sufletul, am zis: nu, numai facultate, nu. Mai bine fug peste graniță dacă tot e să nu fac armată. Ei, nu, m-am dus în armată, am făcut și un an de armată, după armată m-am reangajat în fabrică, că mi se ținuse locul, că așa era legea. Și în armată am cunoscut pe cineva care m-a văzut spunând bancuri și cântând la chitară și așa mai departe, și a zis: bă, tu ai talent de actor, mă, de ce nu dai la actorie? Hai, mă, lasă-mă, iar școală, iar de la zis că nu mai fac școală, gata cu școala, nu mai trebuie. Și m-am dus acasă și după vreo câteva luni fabrica a început să se meargă foarte prost. Am intrat în șomaș tehnic și mi-am dat seama că următoarea mișcare va fi să se închidă fabrica, să fiu concediat și așa, și atunci am zis, mi-am călcat pe toate cele și am zis: hai, domnule, să mai fac o școală, fi la treabă. Și m-am dus la teatru. Care au fost primele experiențe cu scena, care a fost momentul în care ți-ai dat seama că este locul potrivit? Nu știu, cred că după ce am terminat facultatea mi-am dat seama că e locul potrivit, pentru că am avut chiar un episod prin anul 2 de facultate. Pur și simplu am fugit de la facultate, m-am dus acasă. N-am mai putut, adică era, nu mai, nu înțelegeam nimic. Eram eu care nu avusesem treabă cu teatru niciodată, nu eram. Mi s-a părut că nu sunt făcut pentru asta și cu asta, basta. Mi-am luat bagajele și m-am dus acasă la Cugir. Și pe vremea aia nu existau telefoane mobile, chestii, trebuie din acasă, nu aveam nici măcar telefon fix. Practic, săracii profesori nu știau de unde să mă găsească, de unde să mă culeagă. Și au vorbit cu cineva, prin altcineva, cu altcineva, care cunoștea pe cineva din Cugir și care mi-a transmis: hai bă, la facultate că te caută ăștia de nimic pe acolo. Da, și m-am întors. A fost iar o decizie bună, până la urmă.
Facultatea de la Cluj, pe vremea aia, era doar o catedră în cadrul facultății de litere. Deci nu era o lumină, adică repetam într-o fostă sală de sport, în care erau câteva reflectoare de pe vremea lui Pazvante Chioru și practic nu avea niciun decor, n-avea. Făceam noi decoruri din tot felul de cârpe și din sfori și mai știu eu ce, un dulap vechi adus de la nu știu cine de acasă. Deci chestii de astea n-a fost, cum să spun, nu te pregătea practic pentru scena normală de teatru. În plus, exista așa o reticență a conducerii de atunci a Teatrului Național din Cluj și studenții facultății de teatru nu erau lăsați să joace în spectacolele Teatrului Național. Chiar dacă existau regizori care veneau la noi și spuneau, bă, nu vrei să... Chiar și pentru figurație. Existau anumite... Nu știu, n-am înțeles care a fost faza. Pur și simplu, ce pot să spun sigur e că în 4 ani de facultate eu n-am călcat pe o scenă de teatru. Să joc pe o scenă de teatru. Am jucat în vreo două case de cultură, cred. Și în rest, acolo, în sala aia de sport. Deci, de asta am spus că eu teatru am învățat pe scena teatrului din Baia Mare, după ce m-am angajat la Baia Mare. Atunci mi-am dat seama, atunci, practic, atunci am învățat care sunt elementele scenei, ce înseamnă la culise, ce cu adevărat, că acolo la sala aia de sport nu existau culise. Te băgai după o perdea, ziceai că ești în culise, deci era o nenorocire. Așa. Și, da, practic la Baia Mare am învățat bazele a ceea ce înseamnă să fii într-adevăr actor. În final, pentru că suntem deja în postul Crăciunului, cum arată Crăciunul unui actor? Eu care n-am religia și cu astea, nu, e o sărbătoare așa, nu știu. E cu bucurie, e cu cadouri, e... Cred că e ca pentru oricine altcineva. E în familie? E în familie, da. Și în general e cu călătorie, adică n-am prea făcut Crăciunurile acasă. Suntem cam... Ne luăm pe undeva, pe la vreo cabană sau pe la prieteni sau... Prin Deci străinătate, pe la Budapesta, pe la... Așa, din când în când. nu respectați tradiția cu colinzi și cu alte. Nu e cazul. Nu. Am mai colindat așa, la bășcălie. Mie îmi place să cânt, da. Richard, îți mulțumesc foarte mult pentru timpul pe care mi l-ai acordat. Sperăm să ne mai întâlnim pe Contrasens. Vă mulțumesc pentru răbdarea de a ne asculta și vă invit să dați like paginii de Facebook Viața pe Contrasens, respectiv să apreciați canalul de YouTube Viața pe Contrasens, un podcast despre oameni tari și idei ieșite din comun.